Dar n-a jucat Tetris când erați mic? Da. Vedeți că pe tricoul meu scrie Tetris. 14 medici noi la spital, cărora le dăm locuință gratuită. Am văzut până acum cel peste 100 de spitale în toată lumea. Pentru a-i face pe tineri să se stabilească la Sinaia, să plece mai departe. Deci în cât timp se poate construi o piscină? Copiii trebuie să fie sănătoși și atunci trebuie să facă și sport. Exact asta cred că e rolul unui primar, să asigure creșterea calității vieții, să iubești locul unde locuiești foarte mult, adică cu adevărat. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal vă spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, urmează o ediție specială. Vedeți că pe tricoul meu scrie Tetris. Alături de mine se află primarul orașului Sinaia, domnul Vlad Oprea. Vă mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, bine ați revenit la Sinaia. Da, bine am revenit. Ne aflăm în Sinaia, dragi prieteni. A jucat Tetris când erați mic? Da. Și eu am jucat. Așa e. Și am impresia, vă spun sincer, că în România jucăm Tetris, dar jucăm de la prost, că suntem imediat, nu știm cum să așezăm astfel încât să construim. N-aveți impresia asta? Sunteți om de administrație. Depinde, de la casă la casă. În general, în general, în România, spatele excepție nostru, dragi prieteni, se află primul spital construit, va fi finalizat anul viitor, în Prahova, după 1990. Da. Un proiect de aproximativ 60 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Da, exact. Un spital, dragi prieteni, care va avea niște dotări pe care foarte puține spitale le au, ca să nu vorbesc mai mult. Spuneți-mi, vă rog, câteva cuvinte despre acest proiect, domnule primar. Încă o dată spun, primul spital construit în Prahova, după 1900, din păcate. Mă rog, pentru mine a fost poate cel mai greu proiect pe care l-am făcut, pentru că lucrurile sunt extrem de complexe la un spital, sunt foarte multe lucruri care nu au fost prevăzute de la început și a trebuit să ne gândim pe parcursul lor, dar iată că rezultatele încet, încet apar. Va fi finalizat anul viitor, într-adevăr a fost construit de la zero. Noi am luat, când am venit la primărie acum 20 ani, era o ruină începută pe structura unui spital comunist, a fost reproiectat ca un spital modern. El nu va rămâne doar un spital orășenesc, ci va fi un spital clinic de urgență de zonă montană, pentru că este dotat cu o zonă de centru de primiri urgențe foarte modernă și extrem de practică, care este conectată, va fi conectat cu o pasarelă de vechiul spital și la fel tot un lift și o pasarelă de pista de elicopter. Are spitalul deja are pista de elicopter pe care o folosim foarte des, este deja trecută pe harta celor pe care SMURT le are, este singura pista de elicopter din tot județul Prahova, următoarea e la Brașov și alta la București. Iar spitalul, ca și noutăți, are foarte multe lucruri. În primul rând, partea de imagistică, e singurul spital din Prahova care are în proprietate computer tomograf, RMN și multe alte lucruri. Sunt echipamente de aproape 1,5 milioane de euro doar în partea de imagistică. Cam 3,5 milioane. Doar în imagistică, 3,5 milioane de euro au fost doar echipamente de imagistică. CT-ul pe care îl avem este în primele două cele mai performante din România, care sunt în, la ora actuală, pentru că e cel mai nou, acum a fost adus. Este chiar, nu știu dacă l-ați văzut. Am filmat, vor vedea pe imagine. Este montat, este operabil, este în procedura de autorizare, într-o lună jumate deja va funcționa. Și atunci, asta este un lucru extrem de important, pentru că, vedeți, în Sinaia vin foarte multe, sunt foarte multe accidente în jur, sunt accidente pe DN1, sunt accidente sus pe munte și de multe ori un pacient e foarte greu să-l duci în alte părți, de aceea va veni la spitalul nostru, este stabilizat, dacă putem să îl tratăm aici, e foarte în regulă, dacă nu, va fi transmis mai departe, dar este clar că vom avea toate informațiile necesare pentru a putea fi salvată persoana respectivă în cele mai multe cazuri. Pe de altă parte, spitalul va avea 120 de paturi cu secții pornind de la ginecologie, boli interne, pediatria. În momentul de față avem secția de pediatrie care e exterioară, spitalul este undeva în oraș, așa era de 80 de ani. Iată că mutăm în noul spital. Aici avem toate secțiile vor fi aici, așadar. Toate secțiile, toate vor fi concentrate aici, inclusiv cele care în momentul de față desfășoară activitatea în vechea clădire a spitalului. Clădirea respectivă arată bine, e renovată, am reabilitat-o noi, dar e construită de regele Ferdinand, are peste 100 și ceva de ani și nu mai corespunde circuitelor moderne. În clădirea respectivă ne-am propus în anii viitori să facem alte secții care vor fi conexe spitalului nostru. Pe de altă parte, spitalul are o altă componentă foarte importantă, e vorba aici de partea de spitalizare de zi.
pentru că în ultimul timp se merge foarte mult pe spitalizarea de zi, nu pe spitalizarea continuă, și un ambulatoriu foarte performant cu peste, mi se pare, 18 cabinete diferite, de la dermatologie internă, psihiatrie și multe altele, nici mai le știu acum, că sunt foarte multe și de la o zi la alta încercăm să facem. Ceea ce iarăși e important pentru spital, nu e numai această clădire, nu sunt dotările, ci sunt importanți oamenii. Și al treilea element în care trebuie să investim și care este esențial, în resursa umană. Și am reușit în ultimii 3 ani de zile să aducem 12, chiar cred că 14 medici noi la spital, cărora le dăm locuință gratuită când vin la Sinaia, și deja am avut discuții pentru când va fi dat în funcțiune nou spital să vină mulți alți medici, pentru că capacitatea lui este mult mai mare decât ce aveam până acum. Mai vorbeam cu noastră și în alte emisiuni și cu alți primari și cu doctorul Bogdan Nica. Este foarte greu. Resursa umană, de fapt, reprezintă principala problemă, da, din spitalele din România, spitalelor din România. Da. Spuneți-mi, vă rog, sunt dotări de top. Da. Acea idee sau această inițiativă de a avea spital clinic de urgență montană, parcă ați zis-o. Da. Care este conceptul? Ce vă doriți mai departe la acest spital? Avem un spital 120 de paturi, spuneați, da, da, da. Dotare de milioane de euro, da, pe semne că foarte mulți de la Ploiești încoace, chiar trebuie să spun, vor veni aici, RMN, CT, multe aparate care costă foarte mult și care pot salva vieți. Care sunt perspectivele spitalului clinic? Păi, în primul rând, va prelua tot ce înseamnă partea de traumatologie, de accidente. Că vorbim de accidente pe șosea, pe DN1, știm toți cu toții cât de aglomerat e DN1 și cu ambulanță nu pot ajunge, Doamne ferește, nici la Ploiești, nici la Brașov. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este extraordinar de bun pentru locuitorii orașului Sinaia, că nu se mai duc în alte părți. Condițiile, dacă ați văzut condițiile hoteliere, sunt, o să vedeți, da, sunt de top. De top. Sunt cele mai moderne care există. Pe de altă parte, spitalul este foarte important pentru județul Prahova, pentru că scade presiunea pe care în momentul de față spitalul județean o are. Poate să preia tot ce înseamnă partea de nord a județului, cazurile respective și nu numai. Deci la noi pacienții, și în momentul de față, nu vin doar din Sinaia, vin din Bușteni, din Azuga, din Predeal, din Secăria, din Valea Doftane, din Comarnic, din Dâmbovița, vin iarăși din zona Moroeni. Deci coagulează și strânge tot ceea ce înseamnă oameni care, din păcate, au probleme din zonele limitrofe. Și în afară de asta, spitalul oferă, noul spital oferă și o mare siguranță. Și aici vorbesc din punct de vedere al securității la incendiu. Are cea mai modernă, cred că unica, nu știu dacă mai sunt spitale în țară, probabil că ori mai fi, dar nu le cunosc, o instalație de desfumizare, nu are vechile sprinklere de incendiu care pornește și distrug toate aparatele când pleacă un incendiu, ci are o instalație care extrage automat fumul din interior și îl evacuează afară în cazul unui incendiu. Este cea mai modernă instalație, numai aceea ne-a costat peste 1 milion de euro instalația respectivă. Iar tot ca și noutate, spre deosebire de alte spitale, are această triere a bolnavilor. Nu toată lumea pune presiune pe centrul de primiri urgențe. La centrul de primiri urgențe vor ajunge ambulanțele sau cazurile critice. În rest, prin recepția centrală a spitalului se va face o triere și în funcție de gravitatea bolii pe care o are pacientul respectiv, este trimis ori la centrul de primiri urgențe, ori la ambulatoriu, ori este internat, ori pur și simplu poate fi trimis și acasă. Așadar, anul viitor, domnule primar, va fi inaugurat acest spital. Da. Așa, acestea sunt ultimele informații, da? Da, da, anul viitor va fi cu siguranță finalizat. El este în proporție de 70% finalizat, dar acum intrăm la chestiile de finețe, de dotări, de gaze medicale. Are, spitalul are tot ca unitate, are, produce oxigen, deci nu are doar acumulare, doar are o stație proprie de oxigen, adică independent, nu depinde de altcineva, nu veți vedea niciodată clasicele tuburi de oxigen aruncate pe culoare sau prin saloane. Toată instalația este prin perete, centralizată către stație de producere de oxigen, care este chiar construită în spatele spitalului. Mi se pare că vorbiți ca despre un spital din Germania, aveți informații, Elveția, cam așa pare, adică este un spital la nivelul anului 2023, toate punctele de vedere? Categoric da, eu pot să spun chiar că sunt pasionat de partea asta spitalicească, am văzut până acum
cel peste 100 de spitale în toată lumea, pornind de la Statele Unite, Franța, Italia, Germania, Israel, Austria, Spania, iarăși, care au spitale foarte bune și de unde m-am inspirat. Am colaborat excelent pe partea de Centrul de Primiri Urgențe, chiar cu Raed Arafat, împreună cu mulți ani de zile, pot să vă spun, uite, în premieră am făcut primele desene cu circuitele în care el, din experiența vastă pe care o are, cum, pe unde ar trebui să fie circuitele, pentru că era el de la zero, pentru a fi un spital extrem de eficient. De aceea, cred că toate aceste eforturi, care au fost, într-adevăr, pe perioadă foarte lungă, lumea l-așteaptă de foarte mult timp un spital în zonă, nu e ușor și eu mi-aș fi dorit să se facă așa peste noapte, dar iată că încet, încet el se finalizează. Și este cel mai modern oraș, cel mai modern spital, nu știu de unde, cred că din România. Eu am văzut în interior, adevărat că n-am văzut foarte multe spitale din România, dar acesta este la nivelul Germaniei, la nivelul Elveției. Da, este un spital cum ar trebui să adică fie toate. Adică sunt cazări de 2-3 persoane, 2-3 paturi, mi se pare, maxim 6, dacă nu mă înșel, și am văzut și blocul operatorii, le văd și care ne privesc, arată, totul este țiplă cum se... Da, blocul operatorii, iarăși avem o noutate, care iarăși este, am văzut în spitale din Germania și din Elveția, toată aparatura în blocul operator coboară din tavan, nu este nimic ca pe sol. Nici aparatul de anestezie, nici aparatul care operezi, totul este doar din tavan, tocmai pentru a menține, e foarte important, din câte am înțeles și eu, că nu sunt specialist, la un spital să previi infecțiile astea nosocomiale. Și mai ales că e făcut de la zero, e foarte important să menținem acest lucru. Lângă blocul operator avem terapia intensivă, acolo la fel pereții în interior, toți pereții sunt placați cu sticlă, de sus până jos, tocmai la fel pentru a preveni infecțiile, să fie foarte ușor la întreținere. Clădirea mai are ceva nou, are un sistem de management al clădirii care controlează tot ce înseamnă temperatura, accesările, fiecare știe clar pe unde trebuie să meargă, cine are acces, pe unde intră pacienții, pe unde intră doctori, pe unde intră personalul auxiliar sau cei de la birouri. Totul este controlat prin sistemul ăsta de management al clădirii, tocmai pentru a întreținerea să fie mult mai facil în timp. Mai aveți în desfășurare un proiect, vom merge acolo să vedem. Este vorba despre o școală care figurează și ea în top 3 școli din România. Rămâneți alături de noi, dragi prieteni, veți vedea ceea ce nu vedeți în fiecare zi aici la noi în România. Dragi prieteni, ne aflăm la pe semne cel mai modern liceu, cea mai modernă unitate școlară. În septembrie v-ați propus, domnule primar. Am văzut un pic mai devreme spitalul. Descrieți-ne, vă rog, am vorbit puțin înainte, recunosc, și am rămas impresionat. De ce, care ar fi elementele pentru care dumneavoastră, nu și nu numai, de fapt cei din jur spuneau, domnule, e în top 3 școli. Care ar fi elementele noi, dacă nu cumva cea mai frumoasă școală aici din România? Aici ne aflăm la Colegiul Mihail Cantacuzino, în care este un proiect cu totul special, pentru că este un proiect pilot în România, se cheamă Zino, este un centru educațional multifuncțional. Deci de la structura veche a unui liceu comunist, cum a fost construit în 1980-81, mi se pare, am trecut la ceva cu totul nou și am să vorbesc de mai multe componente pe care le are. Conceptul principal este acela că el va fi folosit nu numai de elevii de la colegiu, ci va fi folosit toată această parte nouă și de tinerii, cei care au până în 35 de ani, pentru a-și, dacă vor să-și facă o afacere, dacă au nevoie de tot ceea ce înseamnă baza logistică, de întâlniri, de relaxare. Va fi un centru, de fapt, pentru tineri, mult mai mare decât un simplu colegiu. Deci, de fapt, noi aici facem o îmbinare între ceea ce înseamnă educație la școală cu educația ulterioară a tinerilor în viață, pentru a-i ajuta să plece mai bine, pentru a-i face pe tineri să se stabilească la Sinaia, să nu plece mai departe. Și cred că aceste elemente totdeauna ar trebui îmbinate. Revine în discursul, sau în discursul nostru revine această idee, să nu plece din Sinaia. Exact, nu este da. Prima dată când o spuneți. Da, este o miză evident, grea, este un joc, este un scop, este un pariu greu în ziua de astăzi? Foarte greu, pentru că tinerii evident sunt tentați să plece din orașele mici, sunt tentați să meargă în orașele mari, dar eu cred că în ultimii ani calitatea vieții în Sinaia a crescut foarte mult și asta e foarte important și atrage. Și uite că chiar se întâmplă familii de tineri, dar se întorc la Sinaia sau vin din alte părți la Sinaia, se stabilesc aici. Bun, și asta e un lucru excelent. Revenim la școală, așadar tinerii antreprenori, da, să spunem, până 35 de
de ani vor avea la dispoziție aceste spații unde pot avea întâlniri, un fel de start, așa. Exact. Și am să vorbesc puțin de partea nouă. Asta va fi gata anul viitor. Partea nouă va fi gata anul viitor. Partea pe care am reabilitat-o în stânga va fi gata în septembrie anul acesta. Deci, cea nouă. Aici va fi o zonă multifuncțională. Ne aflăm într-un amfiteatru, un amfiteatru în care pot intra aproape 1000 de oameni. Sunt cu tribune retractabile în spatele nostru care se pot strânge sau se pot deschide în funcție de evenimentul pe care îl avem. Jos, în partea de misol, este o mare bibliotecă care va fi folosită și de colegiu și de orice tânăr din Sinaia. La primul palier avem piscina cu saune, la fel cu vestiare, iar ultimul etaj, cel de sus, care e o structură complet nouă din metal, este zona de săli multifuncționale, unde, cum spuneam, sunt birouri de toate dimensiunile, sunt mini-săli de conferințe, sunt zone de întâlniri și de relaxare și acelea sunt compartimentate foarte versatil. Se poate schimba compartimentarea în funcție de destinația pe care o dai încăperii respective. Mai mult decât atât, în partea din spate, acolo ce vedeți este o mini-sală de cinema, care la fel va fi folosită de cei care vin aici, de ce este și tavan. Deci nu va deservi doar liceul. Nu, nu, și tinerii, da. Iar conceptul acesta de nou pe care îl facem la Sinaia face ca în niciun caz tinerii care vin aici să interfereze într-un fel cu activitatea liceului. Pentru că liceul desfășoară în continuare activitatea în corpul A și corpul B. Există intrarea, se face doar cu card, deci nu o să intre decât copiii care sunt la școală, da? Iar tinerii care vin aici, evident, în zona centrală, în partea din față, este o recepție centrală unde vii și te înscrii, devii membru al centrului Zino și de acolo, după ce ești membru, ai dreptul să intri în diverse spații și ai acces în funcție de unde vrei să anunți. Acum, în corpul vechi, corpul B, unde înainte erau pe vremea comunismului, când liceul era unul industrial, erau vechile ateliere unde erau strunguri și tot felul de porcării de astea care evident nu mai sunt de actualitate și care nu ne reprezintă ca și oraș, le-am recompartimentat, am consolidat clădirea, iar acum la parter avem un bistro în care va lua locul bătrânei cantine a colegiului, va fi un bistro foarte modern unde pot mânca și copiii și profesorii și un loc foarte deschis, e un fel de autoservire, nu e cu servire la mesă și s-au făcut, mi se pare, dacă nu mă înșel, vreo 8 săli de clasă noi. Am văzut un pic mai devreme, recunosc. Arată, adică se schimbă total liceul. Da, da, nu mai are treabă deloc cu ce era, cu ce e acum. Sălile de clase, pe ce a spus accentul? Vor fi cu table inteligente, vor fi la nivelul anului 2023? Categorii, fiecare clasă va avea tablă inteligentă. Intrarea se face cu totul diferit undeva prin spatele tablei, este un alt concept. Iar din holurile în care se face accesul în clasă, poți ieși în această zonă comună. Deci copiii în pauză pot veni permanent în această zonă care arată exact ca, cum vă spuneam mai devreme, ca un mall, unde e o zonă de relaxare, unde pot sta, unde pot citi o carte, pot sta să se așeze pe băncile din amfiteatru, pot merge la bibliotecă. De unde e ideea? De ce să nu neapărat bibliotecă în anul 2023, când se vorbește despre inteligența artificială, despre booking-ul, despre e-book? Da, pentru că, din păcate, am devenit sclavii telefoanelor mobile, a rețelelor de socializare, care ne dezumanizează, în opinia mea, și cred că întoarcerea la cărți înseamnă un mesaj foarte puternic și pe care copiii și oamenii ar trebui să-l ia în seamă, după mine. Pentru că este foarte important pentru viitorul lor să citească o carte cu adevărat, nu doar să o vadă așa electronic. Sunt și studii care au arătat că și numărul de neuroni se reduce dacă stai numai pe telefon toată ziua. Și vedeți că sunt copii în care încă de la grădiniță fac acest lucru și nu este bine. De aceea încurajez să meargă la bibliotecă, va fi o bibliotecă clasică cu cărți. Evident, sistemul de soft va fi unul modern, găsești orice carte când vrei să o cauți, dar adaptat la zilele noastre, dar totuși aș vrea să rămânem în zona aceasta tradițională a cititului. Domnule primar, în cât timp se poate construi o piscină? Păi, lucrările în aripa asta au început undeva cu adevărat în primăvară. Deci vedeți în forță în primăvară, deci în câteva luni de zile s-a făcut toată această structură metalică care nu este simplă, sunt deschideri foarte, foarte mari, iar lucrările sunt extrem de complexe pentru că ne-am lovit de foarte multe probleme aici. Colegiul, acum am aflat și noi, n-am știut atunci, este plasat cumva în valea unui râu. Aici a fost pe vremuri un râu și chiar când au să facă acolo, au dat de apă, au dat de nivelul apei freatice, a trebuit să se facă izolații speciale, deviere ale
canalizărilor. E o lucrare extrem, extrem de complexă și n-a fost ușoară. Deci neprevăzute, probleme neprevăzute, categoric. Plus că impactul acesta cu școala, unde în colegiu acum se învață, acolo sunt copiii care învață și totdeauna nu e ușor să gestionezi lucrurile astea. În spatele nostru este clădirea căminului, care era total izolată de școală, copiii prin fric, prin ploaie, cei care stau la cămin ieșeau afară și mergeau la colegiu. Acum, printr-o pasarelă suspendată, intră în acest centru, zonă multifuncțională și se duc direct la cursuri. Deci pasarele suspendate, dragi prieteni, astfel încât televizor să nu mai... Bine, mă scuzați, dar mă gândesc așa la ploaie și de asta mai zâmbesc din când în când. Astfel încât televizor să nu aibă nicio problemă, da, în momentul. Deci în cât timp se poate construi o piscină? Nu uită întrebarea inițială. Păi, în câteva luni de zile, dacă vrei și dacă ai bani, poți. La Sinaia. Da. Cred că e aerul un pic mai curat sau de ce? E chiar mai greu, că e vremea rea. Dar având și eu, avem noroc, au câștigat licitația o firmă serioasă, care își vede de treabă și construiește într-un ritm... Va fi o piscină didactică, da? De 25 de metri. Nici nu mai știu exact, da, de cât este piscina. Știu că e destul de mare. Bani sare și oricum saună, are și jacuzzi. Și saună? Da, are și saună și jacuzzi. E o piscină care va fi utilizată, repet, de tineri. În atât de elevi cât și de cei până... Și de orice tânăr din Sinaia. Mai mult decât atât, clădirea are și două lifturi panoramice din sticlă, care fac legătura între toate nivelurile, de la nivelul demisolului, parter, etajul 1 și etajul 2. Aici este unul, în spatele nostru, iar celălalt este în zona scării de la intrare. Deci nu un lift, două. Da, două lifturi care fac legătura cu diverse zone. De exemplu, liftul acela va deservi exclusiv partea de conferință de deasupra. Clădirea metalică, aceea e complet nouă, care s-a făcut acum acolo. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar, finanțarea, cum este cu finanțarea? Fiindcă încerc să vă descos, cum se spune. E adevărat că în ultimii 2 ani de zile foarte mult și fac o mărturisire publică, foarte mulți primari din Prahova m-au sunat și mi-au cerut un astfel de telefon. Domnule, vreau să vorbesc cu primarul cu domnul Oprea, că am văzut și cu finanțare. Deci constructorii serioși mai există, da? Da, mai care sunt. Se pot, da, ține, da, de avem cuvânt. Avem două firme de construcție aici, una și în clădirea asta, alta. Amândouă sunt foarte, foarte în regulă. Dar să bănesc că îi plătiți la timp. Evident, categoric sunt plătite. Este o condiție, bănesc. Da, clar, că altfel dacă doar le promiți sau vrei să faci un proiect și n-ai toată finanțarea, n-ai cum să duci la bun sfârșit un proiect. Finanțarea este una mixtă, este europeană, 5 milioane de euro sunt bani europeni și vreo aproape 2 milioane de euro din bugetul local, pe care îi asigurăm noi pentru partea veche, care nu era eligibilă pe fondurile europene. Fiindcă astfel le-ai luat și pe alea, tot din fonduri europene, am înțeles. Da. Vom merge, dragi prieteni, ca să vedeți și dumneavoastră exact cum arată această minăție, și dar două lifturi, pasarele subterane, piscină, bibliotecă, amfiteatru, rabat, cum a zis dumneavoastră, se trage, nu-i tractabil. Retractabile, da, tribunele. Adică și scenă, ziceați cinemaul, un pic mai devreme. Cinemaul, da, scenă. Scena în partea asta va fi. Pentru, da, școală, pentru, și nu numai pentru tineri. De fapt, pentru tineri. Așadar, în concluzie, se dorește, e clar, și pentru elevi, exact, dar și pentru tineri din, da, Sinaia. Tocmai asta este o noutate, cred, și în România, de a îmbina partea de educație, care se face curentă în școală, cu educația tinerilor după ce termină școala, fără ca cele două direcții să se distrugă una pe alta, ci din contră, cred că se completează. N-am decât un singur cuvânt, dragi prieteni, și știți că de obicei sunt critic, impresionant. Ne aflăm, dragi prieteni, la școala George Enescu din Sinaia, o școală total reabilitată și care, în plus, cum este obiceiul la Sinaia, va avea și piscină. Domnule primar, spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte. Vorbeați un pic mai devreme despre acel program care vizează, am văzut, și spitalul, deci vorbim despre sănătate, educație. Da. Și infrastructura. La infrastructură poate să-mi de vorba altă dată despre infrastructură. Care este scopul noastră final și, de fapt, această școală, 1-8, dacă... Da, 1-8, da. De ce piscină? Pentru că, alături de educație, pentru noi vrem, copiii trebuie să fie sănătoși și atunci trebuie să facă și sport. Și sport pot face nu doar într-o sală de sport, ci pot face și la piscină. De aceea, școala George Enescu, pe lângă faptul că va avea la parter aici, în spatele, da, nostru, o piscină, la etajul 1 avem sala de sport, iar printr-o pasarelă la fel suspendată se iese în baza sportivă exterioară. Componenta aceasta de educație fizică e extrem de importantă pentru copii.
Școala George Enescu la fel are multe noutăți față de o școală normală, în afară de faptul că grupurile sanitare sunt extrem de moderne, sălile la fel. Încălzirea este prin pardoseală, fiecare clasă își reglează temperatura în funcție de dorința pe care o au în clasa respectivă. Are un lift pentru persoane cu dizabilități, special pentru el care urcă pe toate cele trei etaje ale școlii. Școala a fost complet reabilitată, e o școală construită în anii 60, pe modelul standard al școlilor din perioada respectivă. A fost consolidată, a fost reabilitată, este foarte friendly acum și ca imagine. Are o zonă chiar lângă noi de așteptare pentru părinți, are o parcare la fel temporară pentru cei care vin să-și ia copiii de la școală, pentru că, după cum vedeți și acum, bulevardul principal este plin de mașini ale părinților care își iau și este un real pericol pentru copii când ies să iasă direct în bulevard. Continuăm și cu alte proiecte conexe, respectiv în spatele școlii se va face printr-un alt program o parcare de aproape 100 de mașini. Tocmai cei care vin la școală să poată lăsa temporar mașina acolo, dar să fie folosită și pentru zona centrală, pentru că este o zonă extrem de aglomerată. Știți cum este? Este ca în acel refren, vrem o țară ca afară. La Sinaia pare a fi o țară mai mică, dar ca afară, adică sănătate, educație, infrastructură, toate, turism, sunt condiții bune de viață. Că de fapt aceasta înseamnă. Exact asta cred că e rolul unui primar, să asigure creșterea calității vieții a oamenilor care locuiesc acolo. Și încerc împreună cu echipa mea încet, încet să facem în spate, acest lucru. Cred că prindem imaginile. Este această grădiniță pe care toți am văzut, toți care am trecut prin Sinaia, parcă e din Căsuța cu Povești. Da, așa este. Parcă este din Alpi, de acolo. Aștept să iasă niște pitici. Bănuiesc că mai aveți de gând să faceți și altele sau nu se impune? Nu, deocamdată am făcut trei grădinițe. De unde, de unde este inspirat modelul? Mulți s-au întrebat. Este evident, este inspirat după Castelul Peleș. Și Castelul Peleș la rândul inspirat după Germania. Este o grădiniță foarte modernă, e o grădiniță cu program prelungit, care are și o zonă de luat masa pentru copii, are mai multe săli pentru grupele respective. Fiecare este desenată, este ca acasă, adică este desenată și designul este foarte friendly pentru copii. Mulți copii vin cu plăcere. Ea ține tot de George Enescu, se și cheamă grădinița George Enescu și este din aceeași structură organizatorică și este foarte, foarte căutată. Totdeauna aici locurile sunt pline. Apropo de piscine la școli, afară, în vest, copiii în clasa a treia sunt obligatoriu, fac înot. Pe semne că și la Sinaia principala condiție este îndeplinită, să ai unde, să ai piscină. Exact, da. Exact. Fiindcă înotul este util și pe semne că aici se va ajunge toți copiii. Categoric, toți copiii trebuie să facă sport și cred că înotul îi atrage poate mai mult decât să iasă clasic, să alerge și să facă sărituri în lungime pe o bază sportivă undeva. V-am întrebat de ce e piscina aici, fiindcă la Ploiești oamenii își doresc măcar un bazin de not. Aici vorbim despre două școli care au, fiecare va avea câte o piscină. Asta este. Dragi prieteni, ultimul obiectiv, o să mai venim la Sinaia, fiindcă ne încărcăm, eu nu mă încarc cu energie foarte bună când văd că se poate. Ultimul lucru despre care aș vrea să vorbim și să-l vedeți este acest parc terasat, domnule primar. Veți vedea și imagini dinainte. Cum arăta acest teren, era pur și simplu un teren total neamenajat. Da. Cu multe izvoare, cu mlaștină, cu o zonă mlăștinoasă și era o potecă folosită de sinaienii care locuiesc în zona veche a orașului, când coborau spre centru. Dar ideea este, mie mi se pare wow. De unde ideea cu terasat? Spuneați și că se poate merge cu bicicleta pe aici, pentru cei care doresc. Da, este creată ca o pistă de bicicletă. Ne aflăm la grădina publică Știrbei, așa se cheamă, pentru că e o grădină publică, nu e chiar un parc, pentru că nu e foarte mare. Da. Dar este un proiect iar pe fonduri europene de peste 2 milioane de euro. E un parc smart, e o grădină publică smart, pentru că are internet, avem muzică, la fel se vor face spectacole în zona de jos, avem stâlpi care se încarcă solar de la soare. De la soare, da. Și evident va fi o nouă zonă care va fi folosită de sinaieni în primul rând și în ultimul rând de turiști. Este al treilea parc pe care l-am făcut în ultimii 2 ani de zile, ăsta este ultimul.
În afară de asta am făcut un parc unde e zona de picnic, pe care urmează să-l inaugurăm luna viitoare și am mai creat un parc împreună cu Mănăstirea Sinaia, parcul Mănăstirii Sinaia în spatele mănăstirii, chiar vi-l recomand să-l vedeți, tot la fel într-o zonă complet abandonată, unde după 60 de ani s-a creat un parc. Grădina publică Știrbei are aceste alei care vor fi înierbate, tocmai pentru a nu avea un impact vizual a betoanelor foarte puternic. A fost un proiect destul de dificil pentru că este foarte în pantă terenul, mai mult decât atât a trebuit consolidată strada Mihail Gogălinceanu pentru că aluneca. De sus de acolo este ca un promotoriu, partea de sus de unde se poate admira telecabina, primăria, centrul orașului. În ultimul rând, în centrul acestui parc este capela Știrbei, asta care a fost reabilitată întreb, da? De noi, care ține de muzeul orașului, de muzeul care aparține familiei Știrbei și care la fel a fost complet reabilitată. În fața lui este un amfiteatru unde avem și scenă și unde se vor face diverse spectacole. Avem un loc de joacă, o mică parcare în partea dreaptă. Deci pentru toți cei care caută o porție de relaxare diferită de parcul Dimitrie Ghica din centru, pot veni aici. Îmi povestea și despre vegetație, că nu este, nu lăsați să crească la întâmplare, a fost aleasă cu grijă. Despre ce este vorba? Da, plantele care au fost montate în parc, împreună cu peisagistul și cu arhitectul, au fost alese astfel încât să imite foarte mult cadrul natural. Să nu fie, după cum vedeți, nu sunt plante sau flori pe care le folosim în mod uzual în oraș, da. Sunt plante care cresc pe munte, în zona montană a munților Bucegi și care vor să creeze așa împreună cu zonele verzi, cu aleile, cu băncile, cu stâlpii de iluminat, un cadru foarte... Și băncile sunt deosebite, în sfârșit sunt foarte multe elemente, domnule primar, deosebite și se vede că este, și-a pus amprenta și un specialist, fiindcă sunt pietrele și cum sunt îmbinate elementele naturale, este într-un mod deosebit. Spuneți-mi, vă rog, pe munte, anul acesta se mai întâmplă ceva? Că de la noastră tot timpul așteptăm... Pe munte, da, se mai întâmplă, mai construim două cabane pentru turiști. Una este începută anul trecut și va fi finalizată anul acesta, cabana Floarea de Colț din Valea Dorului și se va, deja s-a licitat și cred că deja au început lucrările la o nouă cabană în Valea Soarelui. Deci construim două noi zone pentru cei care sunt pasionați de schi și nu numai. Vă mulțumesc mult, domnule primar Vlad Oprea, pentru faptul că ne-ați primit aici la Sinaia și că ne-ați împărtășit din ceea ce faceți și, de fapt, este un exemplu că se poate, se poate și în România. Cu siguranță se poate, totul e să vrei, să îți dorești, să iubești locul unde locuiești foarte mult, adică cu adevărat, și atunci lucrurile se mișcă, se pot mișca. E interesant asta, să iubești locul, adică... Da, cred că contează mult. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru participare, vă doresc succes. Să ne arătați în continuare că se poate, adică și de Sinaia, dacă amintesc eu bine, să semene cu... Cu cine ziceți? Parcă Monte Carlo ziceați? În primul rând Monte Carlo, trebuie să semene și cu Baden-Baden, trebuie să semene să aibă o parte și din St. Moritz și din Courchevel, din toate localitățile mici de top din toată Europa. Vă mulțumesc, vă doresc succes. Aici punem punctul unei ediții speciale a emisiunii Proces Verbal. Sper, dragi prieteni, că v-am adus și noastră o energie bună. Se poate și în România. Omul sfințește locul. Spunea domnul primar în alte interviuri că echipa contează foarte, foarte mult și, pe de altă parte, administrațiilor locale să nu fie frică să acceseze fonduri europene. De fapt, sunt cam singura șansă a României de a se dezvolta cu adevărat. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți sănătoși!